eu sper să ajung pe la ai mei, să-i văd măcar și să mă bucur de natura de pe Valea Vrigului, de la mine la Sibiu. Probabil că asta o să fie, mai multă natură, mai puțin oameni și multe dorințe și căldură în suflet. Vrem să credem că, cel puțin în privința sărbătorilor, lucrurile nu se schimbă prea mult, în sensul că în fiecare an sărbătorile au fost dedicate familiei, familia mai restrânsă. Mi-aș dori să ajung să-mi văd și părinții. În general am stat în acest an distanțați și am încercat pe cât posibil să ne protejăm. Aș fi sperat că după pandemia asta să fie o coeziune mai mare și societatea să fie mai legată, mai strânsă, solidară și să înțelegem că doar împreună trecem peste momentele astea. În ultimele luni și probabil că și la începutul anului viitor or să mai continue și convulsii sociale și divergențe și o falie în societate care nu e de dorit. În plan personal, da, și eu am încercat să mă adun și am încercat să valorific timpul petrecut mai mult în solitudine și să, nu știu, mi-am dat drumul și eu la un site, să-mi fac un proiect personal, am încercat și eu să adun cât mai multe subiecte de care o să avem nevoie în continuare. Am încercat să-mi fac și eu analizele mele personale și să-mi dau seama unde sunt și încotro mă duc. Măcar cu asta să rămânem și să rămânem cu o responsabilitate. Cred că asta ar trebui să fie. Îmi place să văd lucrurile, să văd și partea pozitivă. Anul ăsta a fost un an destul de rău și virusul ăsta păcătos ne-a dat peste cap viețile, dar cumva am încercat să iau și partea asta bună. Timpul petrecut cu familia. Am avut mai mult timp și pentru mine, m-am apucat de scris o carte, am încercat să-mi ocup timpul cât mai mult, indiferent că citeam ceva, făceam ceva anume. Cred că aici s-a cam rezumat totul. Cu siguranță pandemia o să continue, o să fim restricționați, economia o să gâfâie. Să sperăm că o să-și revină repede și să sperăm că o să revenim repede la normal. Speranțele mele sunt legate de călătorii. Abia aștept să mă sui iar în avion și să zbor. Abia aștept să pot să merg prin țară, să mă întâlnesc cu oameni, să îmbrățișez pe prietenii mei, familia mea. Cred că 2021 este un an al speranței. Să sperăm că nu ne bucurăm că scăpăm de un an prost și începe un alt mai prost. Cred că toate așteptările noastre sunt legate de sfârșitul crizei astea sanitare și să vedem zâmbete cât mai des. Eu sper să rămânem și cu părțile bune, adică dincolo de partea asta de igienă, de modul cum interacționăm între noi, poate și să fim mai atenți unii cu alții. În momentul în care vedem că ne lipsește interacțiunea cu ceilalți, cu membrii familiei, cu prieteni, cu cunoscuți, poate și aici cred că lucrurile se vor îndrepta în bine, eu sper, cum spuneam, sunt un optimist și mi-aș dori tare mult să nu fie doar o perioadă care a trecut și să uităm repede de ea și să revenim tot la metehnele noastre, ci poate să fim mai buni, mai empatici unii cu alții, mai solidari, să căutăm să vedem lucrurile astea bune care ne-au lipsit și care ne lipsesc acum. La mulți ani! Să fiți bine! La mulți ani, să fiți sănătoși, să fiți buni, aveți grijă de oamenii din jurul vostru, să ne revedem peste alți 25 de ani, la fel de sănătoși și de dorniști să facem lucruri bune.